Polițiștii din Timiș au reținut 3 bărbați cu vârste cuprinse între 24 și 29 de ani, bănuiți de furtul busturilor din bronz ale lui Victor Babeș, Aurel Cândea și Emanuel Ungureanu, amplasat în Timișoara. S-a stabilit că în perioada 10-14 iunie, tineri au furat cele 3 busturi de bronz din spații publice ale municipiului Timișoara și le-au transportat cu un autoturism, valorificându-le ulterior la centre de colectare a deșeurilor neferoase. Prejudiciul cauzat este de 260 de mii de lei. E mare rușine. Statuia lui Ungureanu este veche, este un monument al orașului Timișoara. Astea-s vremurile care le trăim. Nu știu, ar trebui poliția locală să fie pe fază. Să nu stea să păzească numai palmierii, să păzească și edificiile. Oricum, noi am luat deja măsuri de pază specială, pentru că oricum zonele orașului sunt toate supravegheate și cu atenție aparte pentru cele unde există valori, cum este și firesc. Păi, dar nu putem să punem peste tot câte un polițist. Toată intersecția Michelangelo trebuie și ea păzită, pentru că au fost nenumărate acte de vandalism în zonă. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru furt calificat și distrugere, cei 3 bărbați reținuți fiind duși în arestul poliției județene Timișoara, iar în cursul zilei de joi vor fi prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă. Busturile din bronz ale lui Victor Babeș și Aurel Cândea, realizate de sculptorul Romul Cladea, au fost furate duminică și luni de pe soclurile de pe o stradă din Timișoara, polițiștii declanșând o anchetă în acest caz pentru prinderea autorilor furtului. La Arad, primăria a decis să refacă bustul lui Ioan Rusu Șirianu după ce poliția nu a putut identifica și prinde hoții. Șansele ca acum ei să fie găsiți sunt minime. Bustul lui Șirianu, din bronz masiv, a dispărut din plin centrul orașului, dintr-o zonă supravegheată cu camere video. Tot cu camere video este supravegheat și Parcul Reconcilierii din Arad, dar poliția nu i-a identificat nici până acum pe cei care au profanat monumentul celor 13 generali în primăvară.